Ce faci, fată? Da, uite, mă obosește ăsta micu. Cred că joacă fotbal ceva, că altfel nu-mi explic. Hei, lasă, fată, dacă n-ai avut șanse de un bărbat fotbalist, poate ajunge ăsta micu, vreun Messi, vreun ceva. Ei, ajunge un fel de Doroftei mai degrabă la cum îl simt. Dar mă rog, tu ce faci? Eu foarte bine fac. Ăsta meu mă tratează perfect. Aseară la 3 dimineața mi-a fost poftă de pepene. Ei, bine, nu mie. Ăstuia mie chiar a fost poftă. Păi și ce ai făcut? Eu n-am făcut nimic. Ăsta meu la 3 dimineața s-a îmbrăcat și a plecat de nebun prin oraș să-mi caute pepene, fată. Și ce să vezi, a găsit la 3 dimineața, mi-a adus pepene. Fată, sunt tratată perfect. Îmi spală, îmi gătește. Și cel mai important, mi-aduce bani în casă. Sunt tratată ca o regină. Pui, puiuț, îmi poftă de pepeni. De ce mi-ți-i poftă? Mi-i poftă de pepeni roșu. Cât e ceas? 3. La ora asta piața e închisă și nu-i sezonul lor, puiuț. Puiuț! E poftă la asta micu de pepeni roșu. Ascultă-mă, la copil nu trebuie să-i faci toate poftele, cât sari în cap. Tu și bea niște apă și o să-ți treacă. Ce faci, fată? Dar uite, stau și noi cu soțul meu drag de cu mătura prin casă. Ia, o să ai un soț exemplu. Da. Puiuț, adu-mi și mie, te rog, un pahar cu apă. Mulțumesc! Fată, hai să-ți spun ceva. În fiecare zi mă plimb în parc cu soțul. Fată, vine cu mine în fiecare zi, zici că am bodyguard sau ceva. Când mi-e fric, op, vine cu geaca. Când mi-e puțin sete, îmi aduce câte un fresh. Și hai să zic partea cea mai tare. Mi-a pus lift în bloc. Ți-a pus lift? Da, fata, mi-a pus lift în bloc. Mie nu-mi convine să urc așa în fiecare zi până la 3. Pe scări, așa, nu-mi convine. Fata, dar tu stai la 5, nu? La tine cred că e mai nasol. Păi, eu nu mai urc. De ce? Vreau lift. Ce lift? Vreau să-mi pui lift ca să mă urc pe scări. Și eu vreau casă pe pământ, dar e scump, așa că... N-am pretenții, hai! Nu, nu mai urc. Uite, soțul Cosmine i-a pus lift, ca să nu mai urce săraca de etaje, mă însărcinată. Soțul Cosmine este aitist, are bani, își permite să-i pună lift special pentru femei să bloc. Eu sunt brutar. Dacă vrei, îți aduc și o pâine caldă și o mănânci aici pe scări. Fiecare după posibilități. Hai! Păi eu nu mai urc, plus că mi-e rău. Stai o secundă. Iob, ia cartea asta și citește tu, că eu nu mai pot, m-am plictisit. Fată, ce voiam să zic. Soțul meu s-a apucat să citească toate poveștile pentru copii. Vrea să fie pregătit pe când vine ăsta mic. Foarte frumos. Păi, ce tu vorbești să te lupi? Unde-i golul Vlad? Da, s-a întâmplat ceva? Mi-a dat gol și am pus pariu cu Vlad. Hai că te sun eu mai încolo. Bine, fată. Iub, hai fă-mi tu. Tu îți dai seama, eu am pierdut acum niște bani. Cine m-a pus să pun pariu cu ăștia? Te-am rugat frumos. Vorbești mai încet, că vorbeam și eu cu Cosmina la telefon. Bine, scuze. Bine, scuze. Tu te citești tu niște cărți pentru copii, uite, soțul Cosmine asta face. Bine, asta mică ocușa și tu ce înveți? FIFA, CSGO și Battle Royale de-a tău? Dacă o să fie nevoie, da.
Dar eu nu înțeleg, tu de ce nu vrei să citești? Nu pot să citesc acum. Nu că nu poți, nu vrei. Și de ce nu poți? Pentru că doar în copilul și nu vreau să-l trezesc. Să vă spun ce nume am decis să-i punem bebelușului. Pablo Dominic. Nu e așa că e foarte frumos? Da, este. Voi ce nume ai ales copilului? Vasilica. Păi eu-ți, nu mai place Vasilica. Dar n-ai spus tu să punem numele cum îl cheamă pe tata? Da, acum nu mai îmi place. Ei, nu contează numele acum. Pablo Dominic vine așa, de la actor, vedetă. Pe când Vasilica vine de la... Bine, acum nu contează. Importantă este înțelegerea. Uitați, eu cu soțul meu ne înțelegem foarte bine. Toate poftele mi le face. Nu mai pot să țin secret. Vreau să spunem adevărul. Care adevăr? Tatăl copilului este Bogdan. Iulian, nu-i ceea ce pare. Pur și simplu s-a întâmplat. Deci, nu mă așteptam la așa ceva. O lăudai tu, că uite, prietena asta ta e un exemplu. Ah, ai văzut ce i-a făcut bărbatul? Prost el că i-a făcut toate poftile. Nu mi-a venit de mine că nu ți-a ascult toate prostiile? Da, da. Stai tu liniștit, că are cine să mi le asculte. Cum adică? Păi da, ce? Nu mai Cosmina să aibă amant? Pablo! Ce face băiatul lui tata acolo? Of, domn, Vasilica, celălalt băiat al lui tata. Ce face, mă, băiatul acolo, mă? Uite cu sujeta în gurgă, ea?